Bună seara, am găsit la Fotbal Show. Cu echipa a doua, Farul e prima în Superliga, pentru că este până acum cel puțin singura echipă care reușește să ia 3 puncte în 3 meciuri. Au trecut 3 meciuri, iată, din Superliga și Farul reușește să câștige un meci complicat pentru echipa lui Gică Hagi, pentru că, practic, așa cum a spus, Gică Hagi s-a și ținut de cuvânt, nu a adus nici măcar un jucător sau nici măcar un element așa de prim 11 din ceea ce a folosit cu Sheriff Tiraspol. Știm foarte bine că returul va fi săptămâna viitoare, iar Gică Hagi face tot posibilul să se ducă în turul al doilea din UEFA Champions League. Vom discuta despre această victorie. O victorie, spuneam, muncită, pentru că Hermannstadt a cam ratat din toate pozițiile. Și în prima repriză a avut o situație importantă și în repriza a doua a avut foarte multe situații importante de a câștiga, dar cel puțin în această primă etapă nu s-a putut mai mult pentru echipa lui Moldărășan. Alături de mine și mulțumesc frumos pentru prezență, Viorel Moldovan. Bună seara, Vio! Te salut, Alex! Vio, cum ți s-a părut meciul? Cum ți s-a părut desfășurarea? Cum ți s-a părut și, dacă vrei, lipsa asta de pragmatism a celor de la Hermannstadt? Da, debut excelent pentru Farul Constanța în noul sezon de Liga 1. O victorie importantă, obținută într-un context special, ținând cont de faptul că, așa cum ne anunța Gică Hagi după jocul cu Sheriff Tiraspol, s-a ținut de cuvânt și a schimbat în totalitate primul 11. Practic doar Artean a rămas titular în echipa de debut contra celor de la Hermannstadt. Un joc echilibrat, să zic așa. Un început destul de bun pentru Farul, care are o oportunitate interesantă în minutul 2 prin Sali, după care practic nu prea vedem ocazii clare, doar anumite tentative a lui cum a fost și Balaure, șutul lui Balaure, dar în schimb o primă repriză echilibrată, pe finalul primei reprize din nou Sali ia o acțiune individuală și triblează undeva în partea stângă a careului advers, vine cu o pasă pentru Borninho, care șutează pe lângă colțul lung. Înainte de această acțiune, și Neguț are o situație foarte bună în minutul 45, dar practic se termină 0-0 la pauză. A doua repriză, parcă Hermannstadt mai multe ocazii comparativ cu Farul Constanța, dar le ratează. În minutul 47, Paraschiv, ocazie foarte bună. În minutul 52, ocazie mare, Alassane. În minutul 61, Găman rea cu capul pe lângă. În minutul 65, Biceanu cu capul rea la colțul lung și Buzbuchi respinge în bară. Iar în minutul 76, Iancu ratează și el o ocazie importantă. De partea cealaltă, Farul reușește, odată cu schimbările efectuate, să aducă un plus de calitate în jocul ei, iar Gramenii marchează în minutul 57, după o acțiune excelentă. Foarte bine își deschide unghiul acolo, controlează mingea în careu și șutează în colțul lung a porții celor de la Hermannstadt. Rivaldino mai are o bară în minutul 79, iar în minutul 90 tot Farul are o ocazie importantă prin Borninho, care nu reușește să tribleze portarul și șutează în portar. Până la urmă, așa cum spuneam, sunt 3 puncte foarte importante la debut obținute de Farul. Asta și în contextul special, folosind echipa a doua. Da, ai avut o dreptate, îmi cer scuze, Artean. Într-adevăr, a fost singurul titular. Mă gândeam și la faptul că Ducure este schimbat foarte repede. În minutul 20. Și în plus de asta, Gică Hagi, iarăși, uitându-ne la... Da, deja începe să devină o obișnuință la el. Practic, în minutul 64 termină toate schimbările.
Da, efectuează toate schimbările. Era și normal să-i dea câteva minute și lui Larie, pe care toată lumea de la Farul așteaptă, element important în angrenajul echipei. Acesta a revenit după accidentare. În perspectiva jocului de marți, a jucat vreo 20 de minute, ceea ce este foarte bine și important pentru Farul. Bun, ascultăm o primă reacție. Să obțină cele 3 puncte. E un pic mai complicat atunci când e o formulă nouă de echipă să te sincronizezi cu colegii, să vă cunoașteți? Da, poate fi un pic mai complicat, dar noi oricum la antrenamente jucăm la fel, indiferent cine începe primul 11, sunt aceleași relații de joc. Ok, nu avem atât de multe meciuri împreună, dar relațiile sunt acolo. Cred că trebuie să fim pozitivi, să avem curaj și să le punem în practică. E o presiune mare pentru că atâta timp cât echipa va fi în Europa, probabil tu vei fi omul care apără poarta în campionat. Nu e nicio presiune, mă bucur să joc ori de câte ori am ocazia. Face plăcere să câștig puncte și meciuri alături de acest grup minunat. Mergem înainte, avem o provocare foarte mare în față și sperăm să-i facem față. E o provocare și să obțineți puncte în startul ăsta pentru că jucați pe două fronturi. Normal, noi, indiferent că este la început, că este la final, ne propunem la fiecare meci să luăm 3 puncte. De când s-a înființat acest club, nu s-a pus vorba de altceva. Spuneam la începutul acestei intervenții că ai avut multe parade. Care ți s-a părut cea mai grea intervenție? Nu știu, poate aceea lui, cred că era Biceanu, dacă nu mă înșel, pe contrupie, aceea poate a fost un pic mai dificilă. Dar na, mă bucur că am fost acolo și mi-am ajutat echipa. Cum plecați acum la Tiraspol? Cu moralul foarte ridicat. Avem mai ales după meciul tur unde am câștigat 1-0 și am practicat, cred că, un fotbal foarte bun și am meritat victoria, chiar și mai multe goluri. Mergem cu încredere să obținem un rezultat pozitiv. Cu încredere acum și pentru că l-aveți pe Larie pe teren, a revenit, a revenit și Grameni. Larie, capitanul nostru, știe toată lumea, un caracter deosebit, un băiat muncitor și cu de foarte mare calitate și ne ajută mereu când este pe teren. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Da, am ascultat o primă reacție, apropo de debutul ăsta foarte complicat pentru Farul. Vă invit și pe YouTube-ul Prima Sport și acolo în comunitatea Prima Sport puteți să votați și dumneavoastră în sondajul de opinie. Se va califica sau nu Farul cu Sheriff Tiraspol? Dacă va merge Farul mai departe, vă invit să răspundeți în comunitatea Prima Sport. E o schimbare vio față de ceea ce am văzut în Supercupă cu Șepși. Am văzut o schimbare cu primul 11, cu prima garnitură, așa, mai întâi cu Sheriff. Și acum a spune că vedem o schimbare și mai importantă, pentru că și cu Sheriff moldovenii au avut niște situații destul de bune în repriza a doua. Da, e important. Vio, păstrează-ți, te rog, ideea, îl ascultăm pe Larie. Mi-a fost, mi-este greu, dar sper să mă pregătesc mai bine și să prind mult mai multe minute de acum încolo. Într-adevăr, o victorie importantă, era primul meci, ne doream să începem cu dreptul, chiar dacă n-am fost toți prezenți, dar important cred că este meciul de marți mai mult, dar noi suntem bucuroși că am început cu dreptul acest campionat. S-au chinuit puțin colegii tăi acolo pentru că a fost o formulă inedită probabil pentru toți. Cum s-au descurcat până a intrat? Nu știu dacă ne-am chinuit, dar mereu este greu la început. Și anul trecut și acum 2 ani, primele etape este mai greu până ne adaptăm, să zic așa, la efort, la ce ne cere mister și este mai greu. Dar important este rezultatul, mai ales acum la început de campionat, important este rezultatele. Ai intrat așa cu emoții, cu gândul că ai putea risca sau erai sigur că poți să faci fața acestui meci și nu pot exista probleme? N-am intrat cu emoții pentru că piciorul este bine. Să zic așa, mi-a fost puțină frică pentru că nu sunt pregătit și nu știam cât o să duc, dar mă bucur că am reușit în picioare și sper să o fac mai bine de acum încolo. E un semn bun pentru echipă? Vei juca și la Tiraspol? Nu știu, asta depinde numai de mister. Eu încă cred că nu sunt pregătit să joc 90 de minute, dar decizia va fi la mister și sperăm cei care vom intra sau vor intra acolo să facem un meci bun și să plecăm, să zic așa, neînvinși de acolo. E o misiune grea? E meciul ăla al sezonului, al anului pentru voi? Este un meci foarte important, asta cu siguranță. Este cel mai important din acest debut de campionat.
pentru că dacă ne calificăm mai departe, vom avea o ușoară liniște, să zic așa. E important așa pentru voi și startul ăsta bun de campionat, pentru că și în campionat vreți să rămâneți acolo. Mi s-a terminat asta de la început. Obiectivele pe acestea sunt intrarea în play-off, în primul rând, Cupa României și cât mai departe în cupele europene. Sperăm să mergem toate fronturile foarte bine, deși încă poate suntem puțin supărați de la pierderea spre cupe. Mulțumesc! Seară bună! Da, l-am ascultat pe Larie. Vio, revin la întrebarea inițială. Vreau să spun că întotdeauna debutul unui nou sezon este mai complicat. Cu atât mai mult pentru Farul în acest moment. Până la urmă este important să câștigi, nu contează maniera. Până când îți turezi motoarele, Farul vine după câștigarea campionatului, după un sezon epuizant din toate punctele de vedere, din punct de vedere psihologic, din punct de vedere fizic. Un sezon trăit la intensitate maximă, încununat cu acest succes, câștigarea campionatului, după care au avut anumiți jucători la loturile naționale. Mă refer la naționala de tineret și la echipa mare. Acești jucători nu au avut un timp suficient pentru a profita de o anumită vacanță. Prea puțin timp au avut din acest punct de vedere. Plus că au venit foarte mulți jucători noi. Au debutat cu un joc modest în Supercupa României împotriva lui Sepsi, dar parcă ușor, ușor ridică nivelul de joc. Am văzut și trebuie să remarcăm acest lucru împotriva lui Sheriff Tiraspol. Sheriff Tiraspol deja o anumită dinamică, dar încă nu convingătoare. Totuși a obținut o victorie importantă, un rezultat de calificare. Astăzi au venit cu echipa a doua și au reușit să câștige împotriva unui adversar care pe mine m-a surprins neplăcut în această după-amiază. Mă așteptam mult mai mult la Hermannstadt, ținând cont de ceea ce au arătat sezonul precedent. Mă așteptam să văd aceeași dinamică de joc din partea echipei Hermannstadt, cu care ne-au obișnuit, agresivitatea pe care au adus-o în joc și au arătat-o în sezonul trecut, dar parcă au pierdut din fondul de joc, din nivelul pe care l-au arătat în sezonul trecut. Referitor la Farul, este important că au reușit să câștige ușor, ușor, crești în intensitate, te obișnuiești unul cu altul, au venit jucători noi, așa cum spuneam, mai sunt depus relații de joc la punct, ai nevoie de încredere, obținând rezultate, victorii, automat poți să progresezi mult mai ușor, ai mai multă liniște. Este foarte important pentru Farul să reușească să elimine Sheriff Tiraspol și mi-aș dori acest lucru să treacă în turul următor. Crezi că va conta mult pentru jucătorii Farului faptul că, bun, 10 probabil sau hai 9 n-au jucat astăzi? Eu cred că e foarte important să ai fresh. Timpul este foarte scurt. Nu, pentru că de Vio sunt mulți antrenori care preferă să-i țină în priză într-una, adică chiar să-i bage din 3 în 3 zile și sunt antrenori. Fiind debut de sezon, e un pic complicat, așa cum am spus adineauri. Mulți dintre acești jucători nu au avut suficientă vacanță. Au fost angrenați cu echipele naționale, tineret, echipa mare. Au fost unei dintre ei accidentați cu probleme medicale. Mă refer la Băluță, mă refer la Larie, Gramenii. Jucători importanți pentru Farul Constanța. Deci trebuie să găsești un echilibru și să gestionezi în așa fel lucrurile, să iai proaspeți. Și obiectivul important în acest debut de sezon pentru Farul Constanța, din punctul meu de vedere, este accederea într-o grupă a uneia din competițiile europene. Ar fi extraordinar să avem o echipă românească angrenată, fie în... Bun, să nu vorbim de Champions League, că e foarte complicat, dar niciodată nu se știe. Dar măcar în UEFA League, în Conference League, ar fi foarte bine pentru Farul Constanța și pentru fotbalul românesc. Bun. Haideți să vedem și câteva faze importante. Una dintre aceste faze
chiar în finalul primei reprize. Deci ocazia și... mare a lui Paraschiv aici, când își prea foarte bine mingea, are prin plan 1-1 cu portarul, dar bine, întârzie puțin să termine acțiunea, poate trebuia să nu întârzi atât de mult și să dea pe ieșirea portarului Buzbuchi aici, de exemplu, dar preferă să își facă mingea pe piciorul drept, pierde un tempo și își închide unghiul. Da, noi vedem faze de repriză. Iar aici o ocazie imensă, iarăși a lui Al-Hassan. Da, Al-Hassan. Da, singur cu portarul, șutul ăsta finalizarea. Mi se pare din altă ligă să fiu, adică n-ai voie să, cel puțin pentru prima ligă. Nu cred că ai voie să finalizezi așa. Să finalizeze așa? Da, o execuție care a lăsat de dorit. Normal că trebuie să finalizezi altfel de acolo. Ai avut timp suficient să-ți așezi mingea pe piciorul drept, să plasezi mingea undeva la colțul lung, dar, din păcate, finalizarea este lamentabilă. Lamentabilă, într-adevăr. Am văzut ratarea lui Neguț, a fost imediat și o ratare din partea celor de la Farul. Asta e netul 45, o ocazie importantă pentru Hermannstadt cu Neguț. Aici o fază frumoasă a lui Enes Sali. Da, foarte care frumoasă fază. Creează aici și practic saltă trei adversari, adună acolo, chiar îi strânge, împrăște, cum se spune, și vine concentrare în fața porții. Minge ajunge până la urmă cu șansă la Borinho, care încearcă colțul lung, dar nu cadrează. Vio, hai să vedem și faza asta, pentru că spuneam că a fost o fază interesantă chiar în finalul primei reprize. Uite unde pune piciorul jucătorul de la Farul. Da, e de galben sau de roșu? E un atac periculos acolo. Se expune foarte mult fundașul celor de la Farul. Vine cu talpa pe gamba. Pe gamba, e sus. Lui Paraschiv, parcă Paraschiv. Da, Paraschiv. Da, parcă nu prea e de galben, parcă mai mult e. Da, în fine. E decizia luată de Ișvan Kovaș, n-a intervenit VAR-ul. Îl ascultăm pe Gica Hagi. Cât de cât, deci ușor, ușor. Deci vrem, nu vrem, trebuie să facem față. Dar ar fi lucrurile bune, semnele bune. Inspirat la schimbări. Am câștigat atât 3 puncte. Restul contează mai puțin, am venit să facem rezultat. Trebuie să facem față pe ambele fronturi. Avem mult de muncă, ceva inedit pentru noi, pentru că nu eram obișnuiți cu aceste lucruri. Și trebuie să facem parte și acum ne așteaptă meciul următor. Nu avem timp să stăm să ne gândim prea mult la această victorie și trebuie să mergem la meciul următor cu un lot. Trebuie să facem lotul, să ne reunim la București și de acolo să plecăm. E un semn bun reintrarea lui Ilar, e un om pe care vă bazați și de care... Toți de anul trecut deja cunosc lucrurile, toate principiile, cum jucăm, toate. Ceilalți noi care au venit trebuie să le dăm timp, chiar dacă, vedeți, mi-am pierdut iar vocea, dar vrei nu vrei, trebuie să intre, să intre în jocul nostru, trebuie să vadă, să simtă jocul nostru, iar ceilalți care au fost, nu sunt dubii la cei care au fost anul trecut. Grameni a intrat așa, cu foame de fotbal, a marcat destul de repede. Dina e Dina. Dina e Bioloni. Cum am zis, adică e un mijlocaș foarte bun care citește jocul, simte jocul, are o tehnică bună și încă nu a făcut doar 5 antrenamente. Cum e acum echipa? Pentru că, spunea și dumneavoastră, urmează o luptă importantă la Tiraspol. Pe drum până la București, mă duc cu mașina, am timp 4 ore să notez, să scriu, să evaluez, să vedem și la București să facem lotul și să... un lot ca să fim competitivi și să încercăm să trecem turul. Larie, e pregătit să intre și el în luptă sau vă e teamă să nu-l forțați prea mult? Nu știu, voi vedea. Vedeam. Acum vreți să vă zic și cum o să joc? O vă zic dacă vreți, da. Clar că mă gândesc să joace, să înceapă, da. Clar că mă gândesc la lucrul ăsta, dar vom vedea. Avem acolo în de compartiment, mi-a zis că fizic încă nu e, dar vom vedea. Larie, tot la fel. Se aduce altceva. E important pentru dumneavoastră să luptați pe ambele fronturi și să luați puncte și în campionat, adică să nu irosiți puncte, așa cum unele echipe își fac strategia. De aceea am luat jucători mai mulți, de aceea ați văzut că am plecat în pregătire cu 33 de jucători, 3 pe post. Din ei trebuie să alegem, că sunt tineri de la noi din Academie, de la Farul 2, care au fost, de ceilalți străini care am luat și care am luat și noi cât am putut la banii care îi avem și cât putem, și cu cei vechi care au venit de
unii mai târziu, ușor, ușor unim grupul, unim vestiarul și încercăm să facem lucrurile. Vom vedea, v-am zis, e ceva nou pentru noi, total nou, pentru că Farul n-a avut experiența asta și încercăm acum, pentru noi e ceva nou, dar sperăm să o ducem. Da, am revenit în direct, continuăm discuțiile. Aș vrea să vedem și să analizăm puțin și golul celor de la Farul. Vio, un gol în urma căruia Hermannstadt, jucătorii de la Sibiu, au cerut un fault în atac, din ce îmi dau seama. Nu pot să cer un semnă fault. Din punctul meu de vedere, la Găman, nu știu ce revendic acolo. Mi se pare că, bun, îl atinge Rivaldino puțin cu mâna, dar nu cred că se impune fault. Cade prea ușor Găman. Acolo ești fundaș. Trebuie să stai bine pe picioare, nu știu, mi se pare că orice atingere sau cea mai mică atingere în care la noi se dorește ceva, se, nu? Se revendică, ba un fault în atac, ba un fault pentru defensivă. Deci mi se pare modul în care se apără Valerica Găman destul de limitat acolo la acea acțiune. Vine centrarea în spatele lui, are posibilitatea să degajeze, dar luftează, dă pe lângă minge. Acum, contactul prea subțire, pune puțin, parcă cade de la bătrânețe. Așa mi se pare mie, nu știu. De la bătrânețe? Da, cade de la bătrânețe. Ce? Acum, bun. Cum tușește cineva în careu, cum deja e fault? Stai, omule, pe picioare, ești fotbalist. Sunt serios. Da, bun, hai să ascultăm și o reacție de la Sibiu. De astăzi pot spune că noi atacanții am pierdut meciul, deși se spune că fotbalul e un joc de echipă. Astăzi noi cei din față trebuia să fim mai inspirați și cu siguranță obțineam cele 3 puncte. Tu ce îți reproșezi acolo? Okay. Ai avut și bară. Că n-am dat gol. Asta îmi reproșez, că n-am dat gol. Se întâmplă să am și zile mai puțin reușite. Puteam să-mi spăl un pic, din păcate, cu vreo 2 pase pentru colegi, însă nici ei se pare că n-au fost mai inspirați decât mine. Sperăm ca astăzi să se fi spart ghinionul și din etapa următoare să arătăm mult mai bine și la finalizare, pentru că eu zic că jocul nostru trebuie să ne dea încredere. Pe hârtie, voi erați echipa omogenă, ați dominat, da, echipa, Farul. Ce n-a funcționat acolo în atac? Pentru că spuneai tu că atacanții au pierdut meciul ăsta. Da, am dominat o bună parte din meci și Farul a avut foarte multe momente bune, mai au avut câteva mici ocazii, să le spunem, pentru că până la urmă și ei sunt echipa campioană, jucători de mare valoare. Însă, cum am spus, la finalizare am suferit, trebuie să exersăm mai mult săptămâna care vine pe acest aspect și de la meciul următor sperăm să răzbunăm toate aceste ocazii. Cum ați văzut voi faza golului Farului? Pentru că s-a analizat acea fază, Găman acolo, ce spune în vestiar? A fost împins? Da, a spus că a fost o împingere acolo, însă până la urmă decizia a fost la domnii arbitri. Noi nu avem ce să facem decât să acceptăm. Nu cred că o greșeală de arbitraj a decis acest meci, pentru că am spus-o de mai multe ori în acest flash că singur ne-am bătut. Cum a fost intervenția la tine? Merita roșu, Gustavo? Prima oară am zis că e de cartonaș roșu, a venit cu talpa destul de sus, însă nu am pagube semnificative, doar câteva vânătăi. Cum am spus, arbitru împarte dreptatea pe teren și dacă el a decis că nu este cartonaș roșu... Am văzut că ai discutat destul de mult pe teren. Da, n-aș vrea să intru prea mult în detalii. Eram în febra jocului, au fost câteva faulturi neacordate, câteva faulturi clare, zic eu, însă domnul Kovac este arbitru de Champions League și nu cred că pot să-i reproșez eu ceva. Ce trebuie să schimbați? Pentru că azi au fost 4 situații de singur cu portarul în care n-ați reușit să marcați. Nu știu, chiar nu am un răspuns la această întrebare, pentru că nu pot să zic nici atitudinea, nici valoarea, pentru că până la urmă, din sezonul trecut, din jumătate de ocazii, înscriam chiar și 2 goluri într-un meci, însă astăzi, din vreo 4-5 ocazii, n-am reușit să înscriem deloc. Cum am zis, trebuie să fim un pic mai inspirați, să fim mai calmi în fața porții, cu mai mult sânge rece. Fără să vreți, ați intrat un pic relaxați, uitându-vă pe formula Farului, o echipă inedită, n-au mai jucat în formula asta? Deloc, pentru că sunt echipa campioană, orice jucător de la ei consider care intră în teren și face foarte bine treaba și astăzi au arătat
ca o echipă mare în anumite momente, însă nu ne pot fi luate meritele noastre pentru că am făcut un meci bun. Mulțumesc și o seară. Da, am ascultat și o reacție din partea Sibiului. Mergem un pic mai departe. Ne concentrăm un pic atenția și către meciul dintre FCU Craiova FCSB de mâine. Vreau să ascultăm foarte scurt ce a avut de spus Haralambos. Reveni. The players are motivated to start the championship and I believe we made a quite good pre-season. The players worked a lot and they are hungry to play the first game tomorrow. Comparing from the last season, we have some new players. We didn't make a lot of transfers. We have our base from last year, and this is for me very important to have the squad. Nearly all the important players that were playing last year, we have them all this year, and we brought a few transfers in order to raise our level and to help us to improve in order to achieve our target for this year. Tomorrow we face a good team. We saw last year they fought until the end to go in Europe. It will be hard. Tomorrow we'll fight to take the first win and to take the 3 points in order to start in the correct way the championship. They are ready and we saw from the pre-season and the games that they gave us quality in the team. Only Ghezana, he needs a bit more time. For tomorrow he will be out, but I believe from next week, slowly, he will get in the team as well. Companio is a very important player for us. He scored many goals last year. I believe we have players in order to replace Companio. I was there with when the national team played. I love this kind of stadiums because they are close to the players, good atmosphere, and I'm happy. I'm happy that we will play, but I will be happy from Monday because now we are focused on tomorrow's game. I don't believe the players will be affected of this kind of discussions, and they don't have to be afraid. And we didn't even speak about in the dressing room. I didn't hear any player to speak about this kind of thing. I know that the team didn't start so well, and I believe that it's very important for the players, especially, to take confidence. If you start well, especially in the first game, it will help us, mostly the players, to take confidence for the rest of the games. Da, l-am ascultat pe Haralambos. Pe final a discutat, bineînțeles, despre subiectul arzător al acestei săptămâni, dacă se va juca sau nu FCSB Dinamo în Ghencea. Pare că nu, Viu, cel puțin în acest moment. Alex, pentru mine este egal cine joacă, unde joacă, cum joacă. Păcat de stadionul ăla. Deci, oricum, asistăm la un spectacol și un circ de vreo mai bine de o lună de zile. Bine, deja de ani, dacă deci, să ne gândim. Chiar este un subiect, nu știu, obositor, să zic așa. Disputa asta vis-a-vis de cine va juca în Ghencea. Păcat, pentru că este un stadion de fotbal, 100%, fără pistă, exact ce trebuie, cochet. Mare păcat că nu poate fi exploatat la capacitate maximă. Până la urmă vom vedea dacă va juca FCSB sau nu în Ghencea, dar oricum e o dispută care mă depășește pe mine. Da, cred că depășește pe multă lume, cu clauze, ați văzut, cu asiguratori, dacă vin să dea sau nu dau cei de la asigurări un milion de euro pentru gazon. Adică discutăm, ne-am dus parcă la un alt nivel. Cu siguranță vom mai discuta despre acest subiect, cu siguranță vom mai putea să dezbatem subiectul ăsta care, într-adevăr, nu că devine plictisitor, dar deja nu mai știi, nici mai știi de ce să te prinzi, pentru că s-au cam terminat argumentele și de o parte și de partea cealaltă. Bun, la ora 21:30 începe CFR Cluj. Știți că la Dinamo odată se spunea New Dinamo. Ei bine, acum este New CFR Cluj, pentru că CFR Cluj a rămas fără foarte, foarte mulți jucători. De partea cealaltă, Poliaș, nouă promovată cu Leo Grozavu, antrenor. Vio, CFR Cluj, la ce te mai aștepți de la campioana României în ultimele 5 din 6 sezoane
sau nu în ultimele 5, în 5 din ultimele 6 sezoane să fiu mai corect, așa? Pentru că sunt în ultimul sezon a luat curios, far. Sunt foarte curios să văd în această seară debutul CFR-ului și nu numai, și al Iașului, a nou promovatei. Referitor la CFR, da, tot vizajul este schimbat, începând de la banca tehnică, cu nou antrenor italian Mandorlini, care schimbă și sistemul de joc, din câte am observat. Oricum, CFR care a vândut cam majoritatea jucătorilor importanți, mă refer la Hai să vedem echipa CFR-ului Iuri, din această seară. Te rog, continuă. Noi între timp o să vedem echipa, ca să ne dăm seama cam cum arată. Au vândut elemente importante din angrenajul echipei, da? Iar echipa în această seară, deja vedem mâna lui Mandorlini, care schimbă sistemul de joc, preferă să joace un 3-5-2 cu cei trei fundași centrali, Țâru, Ajeti și Boben, cele două noi achiziții. În poartă apare Sava ca jucător eligibil, under 21. Manea în partea dreaptă, trei mijlocași centrali, Filip, iarăși under, Muhar și Gvec, Camora în partea stângă, jucător de culoar și el și Manea, iar în față Berligea și Betancur. Se reîntoarce Betancur și iată că se reîntoarce în poziția de titular. Da, 11 e interesant, să zic așa. Când te uiți la nivelul liniei defensive, până acum era obișnuit cu Burcă și cu Iuri. Hai să vedem farul Iuri din sezonul trecut, dacă se poate. CFR. Să facem o comparație. CFR Cluj din sezonul trecut. Să facem o comparație așa, să ne dăm seama. Am rămas pe farul cu Boateng, Sibiu. Păi avem mulți. Yeboah, deci au plecat foarte mulți jucători. Avem mulți pe care trebuie să-i vedem. Și avem așa. Scufet nu mai este, Manea încă este, Iuri, Burcă, să-ți plece doi fundași centrali pe zi înainte, practic, triunghiul defensiv, da? Burcă, Iuri, Scufet sunt plecați. Muhar. Plus Rob, Boateng. Boateng care e plecat și el. A rămas doar Muhar, Camora, Manea, Deac, Krahniki este, dar în această seară începe jocul pe bancă. Petrila la fel. Ianga nu-l văd nici pe banca de rezerve. Deci e schimbată din temelii. E schimbată, într-adevăr, total. Cum spuneai tu, s-a schimbat și antrenorul, s-a schimbat și politica salarială, s-a dat cam tot ce avea salariu mare, din ce-mi dau seama. Adică... Da, s-a făcut profit. Acum nu știu ce profit s-a făcut. Păi stai puțin, că nu știu cât era pierderea. S-au acoperit debitele prin vânzarea acestor jucători. Și n-au fost puțini și chiar au fost anumite sume interesante și vis-a-vis de Scufe și vis-a-vis de Boateng. Și de Burcă. La Burcă, Iuri. Deci se adună acolo, se adună. Mai diminuez din pierdere. Au mai adus Mogoș. Mă gândesc că Mogoș, va juca și Mogoș. Dar banca de rezerve, cel puțin pentru meciul acesta, pare subțire. Mogoș, da, bine, ai fi Peteleu. Hindrich, portar. Da. Iah, Krasniki, Lukács, Mogoș, Otele, da? Peteleu, da. Silaghi. Deci așa... Păi trei, spui, îi vezi mai să iasă un pic. Otele, Mogoș, Krasniki, da, trei. Fica la, la under. Under. Ok. Dar cam atât. Da, un nou vizaj, așa cum spuneam, pe care îl afișează CFR Cluj. De partea cealaltă, nou promovata Poliaș și ea, în momentul de față, încă... Nu a, poate afișa un 11 așa cum și-ar fi dorit Leo Grozavo, cred eu. Bun, un 4-3-3 aici pe foaie, dar nu va fi așa. Iancov în poartă, Martac fundaș dreapta, Ilie Catane-Șerban, linia defensivă. Ilie care a venit de la U Cluj. O linie de 3 la mijloc, dar va fi un 4-4-2 în Rom, cu Vajvari închizător, Santinela din fața apărării, Roman, Inter, Iatoba, brazilianul Inter dreapta,
Robert Ion în spatele celor doi atacanți, Harrison și Gheorghiță. Gheorghiță, care de altfel este și jucător eligibil, under 21. Bun, am văzut și așezarea celor de la Poliaș. Ne îndreptăm un pic atenția către Gruia. Îl ascultăm pe Cristi Balaș, președintele clubului Clujan. Bună seara! Studiați încă echipa, multe schimbări și, vă familiarizați puțin, nu? Cu nou lot, nouă așezare și foarte multe schimbări în... E normal, pentru că un club trebuie să aibă și viitor, să aibă și continuitate și atunci e normal să apară și schimbări. Avem o echipă în curs de formare. Din păcate, nu toți jucătorii care vor evolua în acest sezon sunt apți. Din diferite motive, birocrația documentelor, actelor, la unii se rezolvă mai repede, la noi nu se poate. Pregătirea și atunci e normal ca să am oarecare emoții, pentru că este clar, atunci când schimb un jucător, are nevoie de timp pentru a face și o echipă. Lotul este într-adevăr într-o sau s-a schimbat considerabil. Vă teamă puțin, l-am întrebat și pe Andreea Mandurlini, vă teamă puțin că nu o să fie, nu știu, la 100% sau nu o să fie lotul așa cum vă doriți la acea dublă cu Adana? Adică e riscul ăsta? Există? Ne-am asumat acest lucru. Era important, repet, ca să ne reorganizăm. Ce este cert că nu suntem ipancentați. Doar că ne-am dorit ca să fi luat decizii bune și asta se va vedea în timp. Astăzi avem în teren o echipă cu foarte mulți jucători tineri. Începem formația cu jocul cu doi jucători care respectă regula și la mijlocul terenului și în poartă. Și mai avem încă 5 jucători. L-am inclus și pe Fica, pentru că el tot... un jucător tânăr, dar care nu mai face parte din regula Under 21 și avem în total 7 jucători care sunt foarte, foarte tineri. Ne puteți da notăți și în ceea ce privește vânzarea lui Burcă sau a lui Iuri? Eu discut despre transferuri doar după ce s-a oficializat și s-a postat pe site. Așa este. Se discută. Ultimă întrebare, ați încheiat... sezonul așa, cu, nu știu cum să spun, a spus că sunteți liniștit acum, total diferit față de cum era acum o lună și ceva. De unde vine liniștea asta? Nu știu. Sau care... Financiară, pentru că s-au ținut bani ceea ce s-a întâmplat acum s-a demonstrat că acum un an jumate, doi, s-au luat decizii corecte și jucătorii care au fost aduși s-au primit sume considerabile, au fost transferați și ne bucurăm că există în continuare interes pentru jucătorii de la CFR Cluj. Mai avem jucători importanți care sunt urmăriți și există oarecare limită, pentru că nu vom transfera toți jucătorii, chiar dacă există dorința din partea altor cluburi. Lucrul este cert, important este că avem în acest moment stabilitate și sunt convins că vom face o echipă puternică. Cum am adus acei jucători care acum au fost transferați în această perioadă sau există interes pentru ei, la fel vom proceda și cu transferurile cu jucătorii care vin la CFR. Sunt convins că în viitor și aceștia vor fi transferați mai departe și clubul va obține sume importante. Da, l-am ascultat pe Cristi Balaș, președintele clubului Clujan. Vio, da. Cu lotul ăsta pe unde o poziționezi pe CFR din punctul tău de vedere? Că e clar că, cel puțin la prima vedere, nu pare așa de titlu. Nu știu, în momentul de față nu pot să afirm ceva vis-a-vis de toate echipele, pentru că e doar începutul sezonului, încă unele echipe... caută să se întărească în continuare. Fără de ară vor fi jucători care vor pleca de la anumite echipe. Mișcare disperată, deci, din punctul tău de vedere, să plece Iuri și cu Burcă? O agitație destul de mare în
campionatul nostru, la cluburile noastre, jucători care pleacă, care vin, foarte mult se schimbă jucătorii și normal că nu poți avea omogenitate după... Vio, mișcare disperată asta cu Iuri și Burcă? Să-i lasă să plece practic pe principalii tăi fundași centrali? Înseamnă că ai nevoie de resurse financiare, normal, ca să mai acoperi datoriile. Bine, și cred că să mai tai și fondul salariilor. Și fondul salarial să-l mai subțirezi acolo. Da, până la urmă ți-ai pierdut axul central defensiv. Vom vedea noile achiziții dacă au nivel la fel, la fel cel puțin ca și cei care au plecat. Bun, noi am văzut și mascota clubului CFR Cluj, arată foarte interesant. Îl ascultăm acum pe Leo Grozavu, antrenorul Iașului. Bună seara! Bună seara! Bine ați revenit în Superliga, cred că v-a fost dor, dar un test foarte greu, așa, din prima, începeți destul de dificil. Așa e la fotbal, iar în prima ligă, când ești nou promovat, nu poți să ai teste ușoare. Sigur, avem un început dificil de campionat, dar odată și odată trebuie să jucăm cu toți. Sperăm și sperăm să demonstrăm pe teren că suntem pregătiți. Aveți o experiență destul de vastă în prima ligă și vreau să vă întreb dacă, tocmai bazându-vă pe experiența dumneavoastră, sunteți mulțumit în momentul de față la cum arată lotul, cum arată echipa? E de vreme să vorbim despre acest lucru, pentru că încă n-a început campionatul, vor trebui să treacă câteva etape, să ne dăm seama de potențialul jucătorilor, de al noilor veniți, unde trebuie să ne mai întărim, pentru că singur, orice antrenor își dorește să aibă jucători cât mai buni la dispoziție. N-am reușit să facem achiziții spectaculoase, sperăm pe cei care i-am adus să confirme și acolo unde, sigur, vom considera că sunt de făcut reglaje, până în septembrie mai avem un pic de timp. Sperăm că suntem inspirați și vom și găsi ce ne trebuie. Două întrebări într-una, dacă îmi permiteți. Ce așteptări aveți de la întregul sezon și implicit la meciul din această seară? Păi de la întregul sezon ne dorim să ne consolidăm această poziție de echipă participantă la Superliga, pentru că s-a muncit un an de zile, Iașu a revenit după 2 ani în prima ligă și normal este să ne consolidăm poziția de participantă la campionatul primei ligi. Cam asta ar fi din punctul meu de vedere. După aia sigur că ne dorim de la joc la joc să creștem, să devenim o echipă competitivă. De ce nu? Pentru asta ne antrenăm, vrem să progresăm. Și meciul din această seară, un antrenor nou, echipă nouă, cred că nu prea ați avut ce să studiați, așa că s-au schimbat foarte mult. Au și fost foarte secretoși, sigur că nici nu s-au deplasat pe nicăieri, au jucat doar la nivel intern, nu știm foarte multe despre ei, cred că mai multe știu ei despre noi, serviciile lucrează, ce pot să spun? Vom vedea. Contează foarte mult atitudinea din teren a jucătorilor. Da, vom vedea și noi ce va fi în acest CFR Cluj-Poliaș, meci care va începe în aproximativ 10 minute. Vio, am ajuns la partea cea mai complicată a emisiunii, pronosticul. Un egal. Egal. Spune. Cu goluri sau? Cu goluri, da. Avem nevoie și de goluri, da, că în primele 3 meciuri s-au dat 3 goluri. Poate mai echilibrăm un pic aici. Da. Bun, vă mulțumesc frumos pentru prezență, atât pentru moment, urmează CFR Cluj-Poliaș. Noi ne revedem imediat după această partidă pentru analiză.